Compania Furnizoare de Electricitate a anunțat că pe parcursul acestei săptămâni execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite. Aceste lucrări afectează și Municipiul Câmpulung, fiind vorba despre întreruperea furnizării energiei electrice atât la consumatorii casnici și agenții economici, cât și la diferite instituții. Astfel, pe parcursul zilei de marți, printre cei care vor rămâne fără curent electric în intervalul orar 9-15, se numără Primăria Câmpulung, Judecătoria Câmpulung, Poliția Câmpulung, Muzeul Municipal de Istorie, Școala Gimnazială Oprei Orgulescu, Patiseria Epurașul, Banca Raiffeisen, Banca OTP, Banca Comercială Română, Sediul PNL, Antenele de Telefonie amplasate pe Hotelul Mușcelul, Hotelul mușcerul cu spațiile comerciale de la parterul blocurilor și din clădirile aflate pe aceste străzi, dar și consumatorii casnici. Străzile Istrate Rizeanu, Negru Vodă, de la Casa de Cultura Sindicatelor până la Biserica Sfântul Nicolae, blocurile 1, 2, 3, 4, blocurile A9, 3, 4, 5, Străzile Matei Basarab de la blocul A10 până la intersecția cu strada Istrate Rizeanu, General Poșoiu, Tudor Mușatescu, Soldat Golescu, Mihai Bravu, Străzile Mareșal Antonescu de la Peco Petrom până la intersecția cu strada Frații Săndescu, Mărcuș, Valea Uncheașului, Ocnei, Boboc, Școala generală, Apasărată, Cartierul Valea Româneștilor. Miercuri 27 ianuarie, străzile Alexandru Cel Bun de la Casa Cristina până la intersecția cu strada Eroilor. Strada Eroilor Maramureș cu Zavodă, Fundătura Predoiu, Neagoe Basarab, Anton Pan, Peco Petrom, Pecorom Petrol, Bulrom Gaz, Profructa, Spălătoria Auto. Străzile Parcu Mira, aleea Ulea, Soldat Colescu, blocul A10 cu spațiile comerciale de la parterul blocurilor, farmacia catena, cec, blocul A11, blocurile 17 și 18, TCA vișoi. Joi 28 ianuarie, străzile DN-73 de la intersecția cu frații Sândescu până la intersecția cu strada aleia decovilului, drumul Godeni, valea uncheașului, frații Sândescu aleia decovilului Islaz. Străzile Republicii, de la intersecția cu strada Petre Zanfirescu până la intersecția cu strada Constanțiu Popescu, Cede Ricescu, Nicolae Erizeanu, Richard, Piața Jurământului, Negru Vodă, blocurile A40, A41, A3 cu spațiile comerciale de la parterul blocurilor, Magazinul Gladiola, Farmacia homeopată, Magazinul Orange, cofetăria, Cabinetele medicale de cardiologie și medicină generală, Sedul Cez Vânzare, Restaurant Select, Restaurant Ili, Suleiman Fresh Food, Laborator Analize Pargasat. Strada Bulevardului Ion Mihalache, de la Duică până la Autogara Montana. Autogara Montana, magazinul SCG cu spațiile comerciale de la parter, Liceul Teoretic Dan Barbilian, Peco Montana, Stadionul Municipal, Detașamentul de Pompieri Câmpulung, Străzile Colonel Stănescu, Eremia Grigorescu, Locotenent Baloleanu, Revoluției, Fundătura Biserica Marina, General Dragalina, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spălătoria Living Front. Vineri 29 ianuarie, blocurile S2, S3, străzile Ionții, Loiu și Carpați, blocurile 5 și 7 din Vișoi, Clubul Sănătății, blocurile C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11, B6, B8, D1 din Vișoi, școala gimnazială Teodoraman, școala de șoferi KLM blocurile C8, C9, C11, C12, C12 bis, C13, C14 bis, strada 24 ianuarie, cu zavodă Calea Pietroasă. Potrivit companiei de electricitate, lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile. Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distribuțieoltenia.ro.